În București, spre deosebire de alte capitale dezvoltate, nu există o rețea de canivouri prin care să stragi rețelele. Ai de schimbat o țeavă, intri pe acel canivou și schimbi țeava fără să spar strada. Ai o intervenție, că ai o avarie, intri pe acel canivou, nu spar strada. În România nu avem așa ceva. De 90% din situații, din aceste cazuri, să știți că discutăm despre intervenții la rețelele din oraș, care nu doar că strică asfaltul, cel mai grav este că strică infrastructura, pentru că sapă groapa și nu mai refac straturile suport așa cum sunt ele în proiect. Iar de acolo se generează eternele probleme. Noi nu avem voie să intrăm pe ele pentru că e în sarcina furnizorilor de utilități, proprietarilor de rețele să gestioneze acele probleme, acele intervenții și reparațiile lor. Pe care de consecință în aceste cazuri noi stăm la mâna lor. Nu exclud și faptul că apare, să știți că nu doar în România, ci în întreaga lume, acolo unde este anotimpul de iarnă, mai ales ierni grele, așa cum discutăm de multe ori în România, apar în primăvară astfel de gropi, pe care încercăm să le reparăm în două etape. Una, provizoriu, pentru că nici clima și nici documentația nu ne ajută, după care o facem în modul trainic, cu garanție. Vreau să vă mai spun o altă anomalie. Să repare o groapă durează 20 de minute, jumătate de oră, o oră, în funcție de dimensiunea ei și de gravitatea afectării suportului. Dar durează luni de zile documentația. Știți că noi eliberăm autorizație de construire pentru fiecare reparare de groapă? Știți că de multe ori ne costă documentația de autorizare mai scump decât mă costă reparația gropii în sine? Iată, niște probleme că cetățenii pe bună dreptate vin și spun: dom'le, a apărut o groapă. Da, stupă! Stai, dom'le, că nu-i proiectul gata. Nu mi-a ieșit avizul de la mediu pentru o groapă. Se ia aviz de la mediu. Știți cât este taxa pentru un aviz? 100 de lei. Dacă adun cuantumul sumelor pe care le plătesc doar pentru avize, mă costă mai scump avizele decât mă costă să repar groapa. Eu cred că trebuie să normalizăm această țară. Adică, dați-mi voie să am în interiorul instituției specialist pe mediu, specialist pe circulație, specialist pe fiecare domeniu, să am un comitet în care mă asigur că am respectat legea în interiorul primăriei și îmi dau un aviz care nu mă costă nimic și o ședință în care cei responsabili, evident, autorizați în domeniu, să pot să rezolv problema într-o jumătate de zi. Dar să depindă de mine. Nu să mă duc peste alte instituții cu proiecte de pagini și cu documentație în care fac dosare pentru o groapă, stimate domn. Repet, haideți că ne-am birocratizat prea mult. Și birocrația îngroapă eficiența. Pe bună dreptate, cetățenii suferă.